Forsecuri cu mentă și ciocolată. Am aici circa 5 grame de mentă proaspătă. Apoi o să mai am nevoie de 2 ouă, de 110 grame de zahăr pudră, de 100 de grame de unt. Ah, mulțumesc, Liuba, mulțumesc, te pup, îți mulțumesc din suflet, mulțumesc, Vasi. Așa, și mai avem nevoie, ia să pun uleiul, să-l iau pe acesta de aici, ăla este de la salata de vinete. Și, deci am spus, mai repet o dată, un praf de sare. Așa, și o să avem nevoie de ciocolată pe care o să o topim și o să dau pe deasupra și în interior am să pun Nutella, dar puteți pune și ciocolată, o topiți și puneți și le lipim. Și o să mai decorăm și o să punem în interior și aceste bezele. Am să vă arăt cum. Așa. Deci repetăm ingredientele pentru fursecurile cu mentă. Deci 5 grame de mentă, vedeți, mentă proaspătă. A mea este mică, cu frunzulițe mici, mici, mici. 2 ouă, apoi 110 grame de zahăr, pudră, așa, 100 de ulei, făină am pus circa 180 de grame și un praf de sare. Și apoi o să decorăm cu ciocolată, putem pune și în interior. Aceasta o să ne trebuiască după aceea. Și să facem aluatul. Am un bol. Să vedem unde l-am pus. Bolul aici. Într-un bol. O să le punem. Dar înainte o să măcinăm aceste frunzulițe de mentă. Și am să le pun într-un blender. Aceste frunzulițe cu puțin zahăr. Așa, le-am spălat, le-am uscat cu un șervețel, deci 5 grame. Și le punem așa aici. Și am să le pun cu puțin zahăr pudră, să le mixăm. Așa. Închidem bine. Și le mixăm. Să le punem în bolul nostru. Aici. S-a făcut ca o pastă. Și luăm totul de aici de pe. Așa. Adăugăm și ouăle. Așa. Și amestecăm bine toate ingredientele. Și restul de zahăr. Un praf de sare. Și amestecăm bine, 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 bine.
adăugăm și uleiul. Puteți pune și unt. Cine dorește să pună unt? Așa, și amestecăm bine. Se fac foarte, foarte repede. Așa, punem și făină. O punem așa treptat. La cuptor vor sta doar 10 minute, nu mai mult. Și restul de făină. Așa. Și acum îmi deschid cuptorul și să tapetăm cu o foaie de hârtie tava noastră. Așa, lasă aici. Am să deschid cuptorul. Așa. Și aici am o tavă. Am o foaie de hârtie. Și o să o punem deasupra aici. Ia să tăiem hârtiuța și să o punem în tavă. Am deschis cuptorul la 180 de grade și o să lăsăm circa 10 minute, nu mai mult. Avem grijă să nu se ardă. Așa. Să vedem compoziția. Așa, vedeți că este destul de moale. Amestecăm așa bine și o să o punem cu lingură. Cu lingurița, cu lingură. O puteți pune și într-un poș. Mulțumesc, Ecaterina. Mulțumesc tuturor. Și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa. Și acum să le punem. Ne ajutăm cu două lingurițe.
Așa, și punem aici. Așa. Acum le dăm la cuptor. O să vedem dacă s-a încălzit cuptorul. Nu mai las puțin. Încă puțin. Așa. Aici am ciocolată, deci 50 de grame de ciocolată, un cub, l-am tăiat bucățile și îl bag la microunde să se topească. Am și bezele, o să le umplu și cu bezele și o să punem și deasupra. Așa, și din hârtiuța care ne-a rămas, o să facem coșulețe ca să punem ciocolata și bezelele noastre. Așa, facem așa triunghiuri. Am pus ciocolata să se topească acum. Ia să vedem. Am să bag la cuptor. Și lăsăm, ia să mă uit la ceas. 10, circa 10 minute. Ciocolata încă nu este gata. Și facem coșuleț. Deci capetele astea două care sunt mai lungi, o să le ducem aici sus. Ducem mai întâi unul sus aici. Și le unim și apoi pe celălalt. Așa, și le unim aici pe toate trei. Și închidem. Și o să o punem într-un păhăruț. Aici avem ciocolată topită, o amestecăm. Uitați. Și o punem în poșul nostru. O lăsăm puțin așa aici în vas. Acum am să pun o bezea și am să o topesc, una roșie și una galbenă și le pun la microunde sau pe baie de abur. Puteți pune și o picătură de apă. Așa, cu lingurița, cu vârful unei lingurițe. Puțină, 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 așa, vedeți? Cât se ia așa pe vârf. Le pun la microunde. Și așteptăm să se facă
la cuptor. Așa, rocim puțin, puțin. Când s-a umflat, s-a făcut ca o bombă. Așa. Ia să vedem și pe aceasta. Aceasta o mai las puțin. Ia să o amestecăm și pe aceasta, vedeți cum se fac bezelele. Așa. Să vedem aici la cuptor. A cuptat 3-4 minute. Așa. Mai repetăm o dată ingredientele pentru aceste fursecuri. Am pus mentă proaspătă, circa 5 grame, 110 de zahăr pudră, 180 de făină, 100 de ulei, un praf de sare și 2 ouă. Apoi o să le decorăm pe deasupra cu ciocolată, putem pune și în interior, așa, dar eu astăzi am să le umplu cu Nutella. Puteți pune ciocolată cu alune și amestecați bine, adăugați și un cubuleț de unt și le puteți umple. Sau faceți ganaj de ciocolată, smântână cu ciocolată, o topiți în smântână, apoi lăsați să se răcească și mixați foarte bine. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, sau aici pe pagină, făcute în direct cu voi. Și doar trebuie să vă duceți la unde este lupa și să scrieți ce anume doriți să găsiți. Și vă apare. Așa. Așteptăm să se facă fursecurile. Aceasta este compoziția, vedeți că este destul de moale. Nu trebuie să fie mai tare. Așa. Și vor ieși un fel de paleuri. Cam așa. Numai că sunt cu mentă. Mentă și ciocolată. O combinație foarte bună. Și delicioasă. Așa. Ia să punem și ciocolată așa aici. Așa, nu punem multă. Și închidem. Nu punem multă că iese. Așa, și o să tăiem puțin vârful și o să dăm deasupra. Așa. Le-am lăsat cam mult. Așa, ia să le punem pe... Am să le pun așa pe o farfurie aici. Le-am lăsat un pic mai mult. Ele, în momentul când încep să se coloreze pe margine, sunt gata. Uitați cum arată, vedeți? Așa.
să mai punem o tavă la cuptor și între timp cât se fac, noi o să le decorăm și o să le umplem. Așa. Scuzați un pic. Ei, sunt în directă. Va bine, ok. A dopo, ciao. Mă scuzați, am revenit. Așa. Și acum punem în tavă cu lingurița, așa, cam cât o nucușoară. Încercați să le faceți cât mai egale, dacă e posibil. Imediat le umplem. Se fac foarte, foarte, foarte repede. Mulțumesc, Luci. Așa. Așa, și le dăm la cuptor. Ia să vedem dacă pot să o iau. S-a mai răcit. Așa. Și acum le punem așa pe toate aici. Ciocolata noastră o să dăm pe deasupra doar pe o parte. O să vedem aici. Așa, am să le dau pe acestea eu puțin, puțin la frigider să se întărească. O secundă. Și noi o să punem crema pe celelalte, ca să le putem lipi. Așa. Așa, pe jumătăți, câte puțin. Să mă uși la cele la cuptor. Așa.
pe acestea voi pune din această bezea. S-a dus de la frigider. Să vedem dacă s-au întărit. Să vedem dacă s-au întărit puțin. Încă nu. Așa, și punem așa deasupra. Și le unim. Așa arată. Așa. Acum să le scot și pe celelalte de la cuptor și apoi o să le fac, mai avem, cred că, o tavă sau două. Și să facem salata de vinte. Sunt gata. Vedeți că se fac foarte, foarte repede. Ia uitați. Vedeți cum au venit? Aceste fursecuri cu mentă. Ia să și gustăm una. Trebuie să se întărească, încă sunt calde. Așa, și vă doresc o după-amiază frumoasă în continuare, o zi frumoasă. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă pup dulce. Și vă doresc multă sănătate. La revedere, pupici, pupici tuturor!